În numele Lui ești vindecat. În numele Lui poți fi iertat. În numele Lui ești mântuit. În numele Lui ești fericit. În numele Lui ești vindecat. În numele Lui împreună. And I want you to recite after me. Și aș vrea to say after me. Aș vrea să repetați după mine ceea ce eu vreau să mă rog. Lift up your hands. Ridicați mâinile sus. In the name of Jesus. În numele lui Isus. Father, I come before you. Vin înaintea ta, Tată. As a sinner. Ca și un păcătos. And I pray this day. Și mă rog în această zi. That you forgive me of my sins. Ca tu să-mi ierți toate păcatele. And I pray. Și mă rog. And believe. Și cred. That Jesus, că Iisus Hristos, died for me, a murit pentru mine, and He has risen again, și el a fost și el a înviat dintre cei morți, that I may live, și că eu pot să trăiesc, and this day, și că în această zi, I believe, eu cred de asemenea, that I am dead with Him, că am murit împreună cu el, as He died, așa cum el a murit, and as He is risen again, și așa cum el a fost înviat dintre cei morți, I'm also risen with Him, sunt și eu înviat la o viață nouă împreună cu el, that the life that I live, și că viața pe care o trăiesc acum, I live in the name of Jesus, o trăiesc în numele și pentru numele lui Iisus, I live not for my own, nu mai trăiesc eu pentru mine însumi, but I live for you, God, a trăiesc pentru tine, Dumnezeule, I pray, mă rog, that you accept me this day. Că tu m-ai pus deoparte pe mine în această zi. And let your Holy Spirit come and live in me. Și fie ca Duhul tău cel sfânt să vină să locuiască în mine. God, I belong to you this day. Și din această zi eu vreau să aparțin numai ție. Write my name in the book of life. Scrie numele meu în cartea vieții. And save me. Și salvează-mă. Thank you for your salvation message. Îți mulțumesc pentru salvare și vindecare. Help me, Lord. Ajută-mă, Doamne. And teach me. Învață-mă. That I may live for you. Și ca eu să pot să trăiesc pentru tine. The rest of the days of my life. Ca toate zilele vieții pe care le mai am să trăiesc pentru tine. In the name of Jesus. Mă rog în numele lui Iisus. Now I shall pray for you. Și aș vrea să mă rog pentru tine. I want you to lift up your hands. Și aș vrea să continuați să țineți mâinile ridicate în sus. And believe with me. Și să credeți împreună cu mine. Now in the name of Jesus. Că în numele lui Iisus Hristos. May the healing power of God fall upon you. Că puterea de vindecare a lui Iisus este prezentă aici. May God forgive you of your sins. Și Dumnezeu să-ți ierte toate păcatele. The blood of Jesus may cleanse you. Prin sângele lui Iisus Hristos. May you be sanctified. Fie ca prin sângele lui să fii sfințit. May you be purified. Să fii purificat. May the grace of God fall upon you. Și fie ca harul lui Dumnezeu să fie peste tine. May your names be written in the book of life. Și numele tău să fie scris în cartea vieții. Oh, this day heavens are recording your name in the book of life. Și în această zi cerurile notează și menționează numele tău în cartea vieții. I declare and decree that you are saved in the name of Jesus. Și eu vreau să proclam acest adevăr că numele tău este salvat și scris în cartea vieții. If you believe by faith. Dacă tu crezi din toată inima. Because by faith all things are possible. Pentru că prin credință toate lucrurile sunt posibile. For them that believe. Pentru toți cei care cred. In the name of Jesus. În numele lui Iisus. Now may God vindicate you. Mă rog ca Dumnezeu să te vindece. May the power of God fall upon you. Fie ca puterea lui Dumnezeu să rămână peste tine. May He teach and direct and order your steps. Și fie ca puterea lui Dumnezeu să te învețe și să te călăuzească. May He lift you out of any miry clay. Și El să fie cu tine pentru totdeauna. May He order your steps. Fie ca El să te călăuzească în pașii tăi. May He put a new song in your lips. Și El să pună o nouă cântare pe buzele tale. May He establish your goings. Fie ca El să-ți restabilească din nou relația. And may He make you sing songs of joy. Și fie ca tu să cânți din nou cântările de bucurie. On the day that Jesus will come. Și în ziua când Iisus va reveni. May you not be found wanting.
Și tu să nu fii, Doamne, și tu să nu fii găsit, lăsat deoparte. May he come and take you to be with him in heaven. Și fie ca el să te ia și să te răpească pentru totdeauna să fii cu el la cer. On the day of the Lord. În ziua când el va veni. That you may not be a lost one. Tu nu, să nu fii unul pierdut. Now God, I pray. Doamne, mă rog acum. That you accept your people. Ca tu să primești toți acești oameni. These are the people that you have brought with your precious blood. Pentru că tu ai trimis pe fiul tău ca să moară pentru acești oameni și ei sunt prețioși și valoroși înaintea ta. Accept them in the name of Jesus. Te rog să-i primești pe ei în numele lui Iisus Hristos. Accept them in the name of Jesus. Primește-i și accepte-i în numele lui Iisus. Accept them in the name of Jesus. Primește-i în numele lui Iisus. Protect them from the works of the enemy, Lord. Doamne, protejează-i de orice atac demonic. Anyone that is sick, fiecare care este bolnav de aici, let your healing power follow him. Fie ca puterea de vindecare să se manifeste chiar acum și aici. Upon her. Asupra fiecare care este bolnav. Deliver them, O God. Doamne, binecuvintează-i. From any oppression. Doamne, eliberează-i de sub orice povară. This I pray. Și Doamne, în timp ce mă rog. In the name of Jesus. În numele lui Iisus să se întâmple acest lucru. May God shine his face upon you. Doamne, fie ca fața ta să strălucească peste ei. May God see you as you are. Doamne, te rog ca tu să-i binecuvintești și să-i vezi așa cu, să fie așa cum tu dorești. And help you. Și te rog, ajută-i. In the name of Jesus. În numele lui Iisus Hristos. Amen and amen. Amin and amin. God bless you. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Să-ți mulți dumnezeu, că mai ești cumpărat.
la cruce, la calvar. Sfințește, Doamne, ființa mea, să pot să stau. Slăviți să fie Domnul! Mulțumim Domnului pentru această seară de părtășie, pentru revărsarea Harului Lui Dumnezeu peste noi, pentru momente de cercetare, de închinare și Domnul să răspundă la rugăciunea fiecăruia și mulțumim fraților noștri pentru slujire și pentru timpul acesta în care a stat înainte Domnului și au mijlocit pentru cei care au venit în față. Ne bucurăm că am fost împreună și dorim ca Domnul să vă însoțească în tot acest timp de slujire pe care îl aveți în continuare în țară, planificat în perioada aceasta. Noi ne reîntâlnim mâine de la ora 9 la cursul de ucenicie și la grupa profetică, la rugăciune, de la ora 10 la timpul de închinare și dorim ca până atunci Domnul să vă însoțească cu harul Lui. Amin. Pe fratele nostru, la sfârșit, îl rugăm să dea mâna cu cei care ies. Da. Dar ne bucurăm de acest... I wanted to say a thanks unto the leaders, the pastor and all the leaders. Aș vrea să mulțumesc fratele pastor, echipei sale de și echipei de conducere din această biserică. For giving us such a time. Pentru timpul pe care ne l-ați dăruit. That we may use this place. Ca noi să putem folosi acest loc. For receiving us. Ca să fim binecuvântați și să fim primiți de dumneavoastră. In the name of Jesus. În numele lui Iisus Hristos. I say thank you. Îți mulțumesc. And God bless you all. Dumnezeu să vă binecuvânteze. For the work you are doing. În tot ceea ce faceți. Vrem de asemenea ca Domnul să-l însoțească în slujirea pe care o are. May God bless you in your ministry. Amen.